Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din The Crew. Suntem aici alături de Cronos și în acest episod vom merge la OZN-ul din baza militară sau ceva prea militară, nu prea este. Și de asemenea, nu uitați să apăsați acolo butonul de like, să strângem 2500 de like-uri, peste 2500 de like-uri, dacă se poate, evident. Și haideți să mergem. Am un Camaro RS și domnul Cronos are ceva Pagani. Zonda sau? Huayra. Wow. Ăla de nu pot să-l pronunț. Huayra. Așa, e bine Huayra? Da. Good job! Exact acolo unde se vede aia de... chestia aia deasupra pe hartă, observați, în față. Acolo trebuie să ajungem și noi. Nu știu câți cai are mașina asta, vreo 7-800, probabil. Dar, sau probabil 500, nu știu, dar are un top speed de 350. Destul de binișor. Cred că pe aici facem stânga, nu? Off-road. Da. Am înțeles. Oh. Gardul ăsta e ceva metal, nu s-a zbar, nu știu. S-auzi ca și cum am dat în metal. Și de aici o să o luăm... stânga. Așa. N-avem un drum? Apare, nu? Mamă, păi stric mașina. Stai puțin, că nu iau pe asta pe aici. E prea jale. Gata, sunt pregătit. Oh, am înțeles. Bă, dar ești rapid? Da, e rapid ăsta. Chiar super rapid. Ok, aici suntem, am ajuns. Haide să vedem. Mai greu cu intrat. Adică? Din câte știu eu, nu poți să intra așa ușor. La OZN? Motocicletă, cred că... Ia, stai să-mi iau motocicletă să văd dacă pot să fac ceva. Dacă nu, cu avionul și sare acolo, știi? Da. Mă trezesc cu avionul, dar lasă-mă să încerc ceva. Poate merge, cine știe. Nope. Are elicopter și au om. Stai că mi-am pus și avionul. Hai să încercăm să aterizăm acolo acum. Așa, ca să avem timp de întoarcere, că ăsta e mai puturos. Acolo e un avion prăbușit. Mamă, cum arată, ești nebun? Și... gata! Ai văzut că m-am dat și eu aici? Deci așa arată OZN-ul. E încă funcțional cu luminile astea, că încă luminează, vezi? Cred că da. Dar aici nu e area 51, e ceva chestie. Tu încă ești cu elicopterul ăla? Mă respawn la tine. Poți să urci pe el, fii atent. Pare poți să faci dăunături? Nu te pici. Cronos, ce naiba faci? Dacă ești aici... Ai mașină de Formula 1? Da. De când? De mult. Bă, dar tu ai cam multe chestii, nu crezi așa? Mă, unde m-a spawnat? Ești încă acolo, nu? De ce m-a dat aici? Nu știu. Travel tu. Tu stai aici în caz de orice. Nu mă lasă, fii atent, nu mă lasă. Ieși din curte și pune-te lângă. Nu mă lasă să mă dau acolo, fii atent ce tare. Într-un fel tare. Fii atent, asta e mașina de aia de FBI, gen, nu? Ce caută o mașină aici? La prăbuș. Da, la cap. Ceva, o parte din el, nu știu. Stai că n-am loc să decolez. Mamă, cum se aude motocicleta asta.
Dar la motocicleta pe off-road, ca idee. Motocicleta nu de off-road. Și se aude ca un țânțar. Am ajuns, nu mai are rost. Și ar trebui să-mi iau avionul. Bă, oare că o găsim pe Chupacabra? Nu, nu cred. Habar n-am ce e totuși. Ăla e un râu sau un drum? Da, sunt și avioane prăbușite pe aici, adică... Dă de înțeles că se întâmplă mai multe dubioșenii. Deci ca idee eu nu pot să-mi schimb mașina sau orice, nu? Nu. Păi tu cum îți iei Formula 1? Păi mi-am dat favorite la, din meniu și am dat... Aaa, bine bă băiatule. Poți să-mi dau acum set favorit și dacă dau pe ăla îmi dă? Da, cred că da. Da? Stai să văd eu că poate... Sau nu, nu merge de aici. Trebuie să fiu probabil meniul la garaj de acolo, știu. Dar nu-i problemă. Uite ce mișto mergi pe el. Dar e construit din beton ăsta. Ups. Cum ai dat? Am dat favorite din F10. Ah, ok. Și... Tot asta e, mă? Păi Cronus. Da. Tot cu asta mă dă. Păi bă, trebuie să dai pe... cum zice? Nu știu, stai că eu mereu de pe controller, dar acolo unde schimbi pe avion. Și barcă. Da, mă știu. Nu din F10. Dar am făcut-o de oaie, lasă-mă face. Înțeles. Din F. Așa, da. Da, doar că nu pot să setez ca favorit o mașină, că nu mi-apare, nu știu, buton. Păi, stai, nu, că vin cu acolo, unde ai, acolo unde ai select, performance și după aia cel mai jos ai favorite. A, asta face butonul ăla. Da. Bine. Să nu-mi zici. Păi ți-am zis. Păi te-a nu mi-ai zis, mi-ai zis F10. Am fusat F10 și chidea venit. Geronimo! Uite, vezi? Cu asta v-am vrut să vin. Dar tu vezi că e făcut din ciment, nu? Da, nu știu din ce. Și nici geamurile alea nu stau bine pe el, găurile alea, ce or fi ele. E puțin ceva, hai să-l vezi. Poți să te dai de acolo, cred că strici poza, Cronus. Scuze. Da, se vede o mașină cum e așa, știi, deasupra. Dar poți să dai... Da, cred că pot să o scot. Cred pe undeva. Other player, gata, erai acolo, deci să moară Bibi, erai poziționat perfect. Deci ce ziceți, mă, băieți, de nebunia asta? Avem un OZN aici. Da, deci să facem așa. Motion blur? Nu, trebuie. Mamă cât e. Hai să facem să arate bine. Stai că nu știu unde e el. Așa. Aici, mai pe aici, așa. Ia uitați-mă băieți cum arată ăsta aici. Ce ziceți de chestia asta? Bine, se observă foarte bine că luminile nu sunt puse bine pe el, nimic nu e pus bine pe el, doar că... Habar n-am. E destul de ciudățel. Poți să mișc cu mouse-ul? Da. Și... Pam! Foto. Hai mă băieți, ne-am urcat și cu Kawasaki-ul pe... Pe OZN. Cred că e singurul din joc. Cine e tot faci? Și poți să ieși cumva pe aici, oare? Nu cred. Ba, cred că putem, fii atent.
Am o idee, cu unde e? Cu bugul ăla, cu monster truck-ul. Nu, 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 ia vin încoa, vin încoa, vin încoa. Pune-te cu spatele la asta. Eu văd că ești ascuțit tare în față. Cu spatele la ea și eu mă urc pe tine și am plecat. Și tu îți vezi de treaba ta, nu știu, tu faci ce detaie pe tine cap. Eu am elicopter. Corect. Mama, cred că trebuie să mă ridic pe o rată. Geronimo! Ai văzut? Ți-am zis că merge. Da, bără, nu pot să trec. Uite, ăsta e ca antivirusul ăla de ți-l oferă automat Windows-ul, știi? Dar prin partea aia nu poți să treci. Ceva de genul, știi? Antivirus și bam. Aha. Bine că nu mi-ai căzut în cap, domnul Cronos. Ce fain era. Mergi cu viteză pe aici? 130. Deci înseamnă că ați dat de la toate. Ce ciudat se vede, dai înseamnă că în realitate eu eram căzut la atât de când. Lelele. Mai ales acum îmi fac și coarnele și cu cauciucuri de genul, eram pe jos. Bă, dar nu cred că am luat-o pe partea cu drumul, eu cred că mă duc prin deșert. Ba nu, nu, dă-i că ajung la drum. Ok. Da, mă băieți, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonul de like. Să strângem și noi acolo 2500 de like-uri. Știu că vă place animația aia ce-o fi acolo, habar n-am. Dar e destul de utilă. Ok. Oare dacă fac burnout se curăță cauciucul? Nu știu, nu cred. Băi, de curăța nu. Se curăță, dar face un fum drăguț. Chiar face un fum drăguț. Aha. Ba, se curăță. S-a curățat dată motocicleta. Aha, băi, e ca nouă, s-a spălat. Deci, știi cum e motorul? Simplu. Ar fi să facă un joc să se tocească cauciucurile, să trebuiască să se cumpere altele. Și cauciucurile să activeze, să afecteze performanțele, slick-uri, semi, de-astea de șosea, de ploaie, off-road. Să ai o jantă de-aia pe 20, să-i tragi cauciucuri off-road. Pe un Pagani. Tiribombă direct. Da, ar fi tare să vedem în The Crew 3 chestia asta. Sperăm. De fapt, din moment ce vor să lanseze update-uri de astea, nu cred că au prea multe planuri cu 3-ul. Dacă o fi vorba de el măcar. Oricum, noi ne vedem data viitoare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, cum am mai zis. Și baftă! Pa, pam!